Cu câteva săptămâni în urmă, dragilor, colega și prietena mea, Larisa, a făcut o drumeție, ca să zic așa, într-o podgorie la Hermeziu. Ce soiuri se cultivă acolo și după ce tehnologii foarte avansate, dar și multe, multe alte secrete aflăm de la Vasile Lungu, singurul care ne poate spune povestea pe de-a întregul. Cunoaștem vinurile de la Crama Hermeziu, dar acum suntem și în vie. Aș vrea să ne vorbiți, domnul Lungu, de această dată despre începuturile în domeniul viticol. Suntem într-adevăr în zona viticolă a grupului de firme Domeniile Lungu. Începând din 2006 până în 2008 am plantat primele 10 hectare, atât struguri de vin cât și struguri pentru consum curent, struguri de masă. Iar prin proiectul Apia în 2012 am înființat prima 100 de hectare de vie, plantație mare, modernă, și avem în portofoliu traminer, Sauvignon Blanc, Chardonnay, fetească neagră și o suprafață de 7,5 hectare de busuioacă de bohotin. Chiar dacă poate părea că suntem în anotimpul mai rece, totuși nu e vreme de stat nici în viticultură. Ce se întâmplă? Acum văd că aveți și oamenii la treabă. Sigur, temperaturile ne-au permis să chemăm echipa de tăietori, deși bate vântul, este destul de răcoare, dar zilele trecute a fost un pic și mai cald. Acum facem lucrările specifice, pentru că acum este sezonul, după ce începe vegetația, va fi mai greu. Aveți vinuri bune, văd că și via este aranjată. Ce infrastructură? De ce infrastructură dispuneți aici? Avem absolut tot ce ne trebuie. În primul rând am folosit foarte judicios fondurile europene distribuite prin Apia. Am cumpărat clone din soiurile cele mai valoroase, sau mai bine zis, soiuri valoroase cu cele mai valoroase clone, care se pretează atât pentru vinuri curente, dar și pentru șampanizare, cum ar fi fetească regală, Chardonnay și chiar fetească albă și busuioaca de bohotin pentru vinuri frizante. Avem toată gama de mașini agricole, observați, sistemul de susținere este din cel mai modern, sistemul de întindere cu sârme și ancore de inox. Zic eu că așa cum în toate domeniile folosim ultima tehnologie, fiind o investiție nouă și aici am folosit absolut cea mai nouă tehnologie din domeniul viticol, este adevărat și nu mă mândresc spunând că este adusă din Italia. Haideți să vorbim și de partea de tratamente. Câte tratamente aplicați pe an și ce urmăriți? Noi avem încă la ora asta un program de tratamente pentru a ne aproviziona cu ce avem nevoie, dar tratamentele sunt dictate direct de condițiile pedoclimatice sau mai ales climatice din perioada verii. Nu lucrăm la combatere, noi facem tratamente doar la prevenție, folosim mai ales produse sistemice de la majoritatea firmelor care distribuie în piață, folosim cele mai noi produse pentru că deja este verificat că lasă cele mai puține rezidii în produsul finit, în strugure și după aceea în vin. După cum observați, curățenia, combaterea buruienilor la noi este aproape perfectă, nu folosim deloc erbicide, facem distrugerea buruienilor cu utilaje specifice mecanice și corecție manuală. Ați pomenit de produsul finit, o propun să mergem și în cramă să vedem și vinurile. Sigur, în 5 minute ajungem și în cramă și o să vedeți de nou un flux tehnologic, o cramă nouă și dacă e timp, facem și o scurtă degustare să vedeți ce avem noi depozitat acolo. Sigur, haideți să mergem. Am plecat de la vie, am ajuns în cramă. În ce încăpere ne aflăm acum? Urmăm cumva fluxul tehnologic? Da, suntem în hala unde se face prelucrarea vinurilor. Suntem deja pe aleea unde de la zdrobitor descerchinător vine mustul sau mustuiala, depinde de fiecare soi în parte. Aici se face fermentarea, iar pe aleile următoare, în aceeași hală, se face prelucrarea finală și obținerea vinului finit.
Ce capacitate aveți aici, în aceste recipiente, cât vin în cape, ca să spunem? În acest moment avem 50 de recipienți a 30.000 de litri, deci avem o capacitate de 1.500.000 de litri de vin. Pe măsură ce mai intră via pe rod, mai achiziționăm în anul acesta încă 24 de cisterne, deci mai crește capacitatea de stocare cu încă aproape 700.000 de litri. Cum ați ales echipamentul pentru cramă? E o poveste întreagă, am vizitat cel puțin 50 de crame din România, din Franța, din Germania și din Italia. Ne-a plăcut foarte mult o firmă din Italia pentru că avea salariați români și de fapt coordonatorul principal pentru montaj a fost un român în echipă cu 7 italieni și am preferat acest lucru și datorită calității inoxurilor pe care le avem, noutatea fluxului tehnologic, pentru că fiind cramă nouă, absolut tot fluxul tehnologic este nou, tot ce se vede aici este sub protecția temperaturii, noi putem face fermentare la 10.000 de grad, păstrare la 10.000 de grad, avem o uzină frigorifică cu recuperare de căldură și avem atât agent termic rece, cât și agent termic cald pentru a dirija temperaturile exact cum dorim noi, atât în perioada de fermentare, cât și în perioada de stocare, dar mai ales în perioada de stabilizare tartrică, când trebuie să coborâm temperatura până la minus 5, minus 6 grade. Putem vedea și vinurile îmbuteliate în cadrul cu cramei? Sigur, ne deplasăm și în hala alăturată, unde facem îmbuteliere atât la bag in box, cât și la sticlă. Haideți să mergem. Ce ne puteți spune despre îmbutelierea vinului? Din hala în care tocmai ne-am deplasat, vinurile finite, stabilizate tartric, vin în această sală unde se face îmbutelierea. Deocamdată lucrăm astăzi la îmbutelierea la bag in box, dar avem zile când lucrăm și la îmbutelierea la sticlă. Până în prezent avem 4 game de vin cu care am ieșit în piață, o gamă premium, gama Hermeziu, gama Păcatele Tinereții, ambele game sunt ambalate la sticlă, iar la bag in box de 3, de 5 și de 10 litri avem soiuri din gama Păcatele Tinereții și ultima gamă este Fântâna cu vin, este vinul, acel vin de masă sau vinul alb și vinul roșu care ajunge la consumator, este gama cea mai folosită în zona rurală. Atunci povestiți-ne despre cea de-a doua gamă, Păcatele Tinereții. Ce vinuri sunt în această gamă? Gama Păcatele Tinereții este promovată pentru a intra în hipermarket. Avem toate soiurile din portofoliu, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră Rosé, Cabernet Sauvignon Rosé, Busuioacă de Bohotin și un pic de muscat otonel. Cât de repede posibil suntem în negocieri să intrăm și în lanțurile de retail. Treptat o să fim cunoscuți peste tot pentru că suntem o firmă în creștere, o firmă, zic eu, destul de mare, serioasă și producem vinuri de bună calitate. Iată o cramă tânără, dar din câte știu, la concursurile de specialitate veniți și cu premii. Vinurile sunt apreciate de cunoscători, totuși. Începând cu noiembrie 2014 și până astăzi, avem deja peste 30 de medalii de aur și 7 de argint. Ele sunt luate la concursuri naționale precum Bahus, Vinvest, București, dar și la concursuri internaționale precum Chișinău, Ljubljana sau concurs internațional București. Chiar astăzi de dimineață am aflat că la concursul de calitate de la Chișinău, în seara asta vom primi 5 medalii pentru vinurile din concurs, 3 medalii de aur pentru Sauvignon, Fetească Neagră și Chardonnay și 2 medalii de argint la Chardonnay și Traminer. Aș vrea să vă întreb care ar fi planurile de viitor în ceea ce privește activitatea viticolă.
Mai avem un plan și un drept de plantare de 35 de hectare pentru acest an. Vom veni cu două soiuri noi și vom majora suprafața de busuioacă de bohotin, pentru că este un soi de foarte valoros și foarte căutat, atât în varianta sec, cât și varianta demidulce. Ne oprim în ce privește plantația, pentru că atunci când am proiectat crama, am proiectat-o pentru depozitarea cel mult 3 milioane de litri, însemnând vin nou, vin de 2 ani, vin de 3 ani, vin de 4 ani. Vrem să trecem pe o valorificare superioară a vinurilor finite. Acum suntem cu o echipă de montaj la linia de șampanizare, sau mai bine zis, linia de spuman, de frizante și de prosecco, care va fi probabil funcțională, sau mai bine zis, prima șarjă de vin spumant va fi undeva în luna iulie, când vom putea îmbutelia vinul spumant și în același timp vom face un vin, o gamă nouă este în lucru, o gamă de rozeuri frizante care va fi destinată în exclusivitate în cluburi, cafenele pentru tineret. Foarte frumoasă inițiativă, felicitări pentru munca depusă aici, mulțumim încă o dată pentru ospitalitate. Cu plăcere, noi facem tot ce putem să menținem și să mergem cu calitatea așa cum am început, să fie apreciată de degustătorii autorizați și de arbitrii internaționali. Avem de gând să participăm la multe târguri internaționale, chiar și Shanghai dacă e posibil, dar mai ales în Belgia, Olanda, Germania, Franța.